Iubiți frați în Hristos, dragi ascultători, este prima duminică a postului mare. Odată cu Miercurea Cenușii, am început acest timp sfânt cu multă determinare și entuziasm, ca pe un drum ce urcă până la marea sărbătoare a Învierii. Este vorba de un itinerar spiritual alimentat și susținut de Cuvântul lui Dumnezeu, de harul Sfintelor Sacramente, ca și de practicile de pietate devenite tradiționale și mobilizatoare. Chiar din prima zi Apostolului, Biserica ne pune în față chemarea lui Iisus și cuvintele Apostolului Paul, care reprezintă cu adevărat un program și o provocare la o angajare sfântă. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Vă îndemn să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar. Iată acum este momentul potrivit. Acum este ziua mântuirii. Dacă aceste cuvinte sunt valabile în orice moment și în orice clip a vieții, ele se potrivesc într-un mod cu totul special acum, la începutul postului mare. Iată că în prima duminică din acest post sfânt, îl întâlnim pe însuși Iisus care vine alături de noi. Parcurge cu hotărâre un drum special de încercări și ispite și luptă pentru a putea să-și împlinească misiunea sa de mântuitor și eliberator, scoțând astfel prin iubirea sa omenirea din lanțul ispititorului, pe care îl învinge cu forța sa dumnezeiască și prin cuvintele sale. Lecturile sfinte din această primă duminică din post ne introduc în miezul celor mai mari adevăruri ale vieții noastre. Cartea Genezei ne prezintă marea drama a vieții omului cauzată de o alegere liberă a lui Adam, părintele străvechi al neamului omenesc. A avut loc în acel moment o ruptură profundă în sufletul său, când a descoperit și și-a dat seama de înșelăciunea celui rău. Diavolul a îndemnat pe Adam să se îndepărteze de adevăr. Îndată a constatat pierderea nevinovăției, a descoperit tragedia binelui pierdut, regretând în adâncul conștiinței fapta săvârșită, care nu merita nici de cum o astfel de decizie și de alegere, dar totul era deja consumat. Psalmul 50, proclamat între cele două lecturi, prezintă această experiență a păcatului săvârșit, nu ca o pierdere individuală, cât mai ales ca o constatare a ofensei aduse lui Dumnezeu. Și tot același psalm scoate în evidență speranța că Dumnezeu și numai El poate și vrea să curețe inima omului și că doar El singur poate reface în om bucuria nevinovăției redescoperite. Apostolul Neamurilor, în lectura a doua, prezintă contrastul dintre păcatul lui Adam, care a introdus în lume o sânda și moartea, și darul gratuit care a venit în lume prin dreptatea aceluia prin care a ajuns la oameni îndreptățirea care dă viață. Iată cuvintele sale. Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoși cei mulți, tot așa prin ascultarea unuia vor deveni drepți cei mulți. Prin Hristos așadar am fost eliberați de păcat și de urmările sale. Am fost scoși din întuneric și moarte la lumina învierii, și doar prin El primim îndreptarea și viața. Evanghelistul Matei
ne prezintă această realitate în Evanghelia pe care am proclamat-o, unde Iisus intră în luptă dramatică cu cel rău. Aflându-se la începutul misiunii sale, Iisus se retrage pentru rugăciune, alegând forma cea mai potrivită pentru reflecție, pustiul și postul de 40 de zile. În această situație, diavolul se apropie de el și îl pune la încercare. Un lucru de necrezut, un fapt care ne face să ne punem diferite întrebări. De ce? Cum de Iisus a permis așa ceva? Care a fost scopul acestor ispite și încercări? Într-un mod misterios, diavolul se apropie de el și îl pune la încercare. Îl pune în fața trei ispite. După un lung și serios post, să prefacă pietrele în pâini, căci dacă este Fiul lui Dumnezeu, el poate să o facă. Îl provoacă apoi să se arunce de pe aripa templului, pentru că este scris că îngerii vor veghea asupra lui, ca să nu-și lovească piciorul de pe piatră. Iar în fine, a treia oară, îi oferă toate împărățiile lumii și strălucirea lor cu condiția să îi se închine lui. Mare îndrăzneală și mare mister. Iisus nu ezită, nu se pierde, nu stă la discuție, ci respinge cu tărie orice încercare, folosindu-se de cuvântul veșnic al Scripturii, demonstrând că programul lui este altul și mijloacele lui sunt diferite de ale ispititorului și ale lumii. De ce totuși a permis să fie ispitit? A făcut-o pentru că acest program făcea parte din planul său veșnic care a venit pe pământ, să devină asemenea oamenilor în toate, în afară de păcat, să meargă înaintea oamenilor în lupta împotriva răului, să demonstreze că viața și toată lucrarea sa avea drept scop să învingă întunericul și păcatul și să-l poarte pe om la eliberare și mântuire. De ce s-a retras în pustiu și a ales să postească și să se roage chiar de la începutul misiunii sale publice, urmând un program de jertfe și în rugăciuni și renunțări pentru 40 de zile? Același drum de încercări și purificări a fost cerut de Dumnezeu pentru tot poporul ales în drumul său spre țara făgăduită, ca să ajungă în sfârșit la scop. Mai mult, Iisus însuși a venit în lume în sărăcie, alegând locul modest al unei peșteri din Betleem. A crescut într-o familie săracă și modestă, ca orice copil și tânăr supus în toate părinților Maria și Iosif și greutăților vieții. Tot de aceea s-a înscris în rând cu cei păcătoși lângă apele Iordanului pentru a primi botezul lui Ioan, deși nu avea nevoie de nicio pocăință și convertire. A ales apoi drumul spre Ierusalim și Golgota, trecând printre suferințe, jertfe și ispite, învingând orice obstacol și împlinând întru totul voința Părintelui Ceresc. Este drumul care l-a dus la jertfa supremă și la cel mai mare bine pentru omenire, eliberarea din întunericul păcatului și mântuirea veșnică. Era firesc ca biserica să aleagă și să recomande tocmai de la începutul postului acest drum și această evanghelie a ispitirilor lui Iisus pentru a fi încurajați și noi de victoria lui asupra ispititorului și asupra greutăților vieții. Biserica ne prezintă această luptă, victorie și hotărâre a lui Iisus ca un model pentru noi toți în drumul pe care am pornit spre bucuria învierii. Am început așadar acest post mare, angajându-ne la un program intens de rugăciuni, de meditații și de fapte de caritate,
pornind la un nou itinerar spiritual, așa cum l-a numit și place să-l numească Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, spre Sfânta Înviere. Nu trebuie să uităm că în lupta vieții noastre nu suntem singuri. Iisus, Cel care s-a făcut asemenea nouă, care a căutat mereu voința lui Dumnezeu, care s-a rugat, a postit și a învins orice fel de ispită, este alături de noi. Despre El, care a fost încercat și ispitit de cel rău, autorul scrisorii către evrei spune un adevăr care confirmă tot ceea ce l-a caracterizat în toată viața, de la naștere până pe cruce. Un adevăr mângâietor cu care vrea să ne încurajeze în aceeași lucru. Noi nu avem un mare preot care să nu știe să compătimească infirmitățile noastre, deoarece El însuși a fost încercat în toate, asemenea nouă, în afară de păcat. Acesta e motivul bucuriei și speranței noastre. Iisus Învingătorul ne stă alături. În ispitele Lui suntem încercați și ispitiți și noi. În victoria Lui suntem și noi părtași de victoria Sa. Avem așadar o chemare sfântă și o invitație vie să privim spre Iisus, care nu numai că vede și cunoaște care sunt dificultățile noastre sau șiretenia ispititorului, dar mai ales El vrea să ne iasă în întâmpinare pentru a ne ajuta și pe noi să învingem, așa cum a făcut-o El. Timpul postului este timpul potrivit și sfânt în care suntem invitați de Iisus însuși și de biserică la rugăciune, la jertfe, la pomană, arme cu care devenim biruitori, invincibili, așa cum ne asigură Evanghelistul Marcu, când ne atenționează că pentru a-L învinge pe diavol avem doar două arme, rugăciunea și post. Sfântul Paul, maestrul prin excelență al convertirii și al urmării lui Hristos, scrie în scrisoarea către Efezeni: înveșmântați-vă cu armura lui Dumnezeu pentru a putea să rezistați ispitelor diavolului. Dragi frați și surori, dragi familii, dragi iubiți ascultători, postul, rugăciunea, pomana și toate faptele de caritate ne ajută cu adevărat să ne îmbrăcăm cu Hristos, să ne înarmăm cu armura lui Dumnezeu, căci El, care a ales să postească după vechile tradiții lăsate de părinții noștri, timp de 40 de zile, care a știut să se roage fără încetare și care și-a dat și ultima picătură de sânge pentru noi, El ne va susține, ne va încuraja și întări și pe noi în drumul nostru de credință și de iubire. Ca să ne bucurăm și noi de aceeași victorie, rămânem tari în credință și vrednici de înviere. Curaj! Alături de noi se află Hristos. El a învins și noi vom învinge. Curaj așadar și drum bun spre Sfânta Înviere. Amin. Ad lapidem pedem tuum.